Bună seara, stimați telespectatori, și dacă este vineri și mai este și 19.45, bineînțeles că nu poate fi decât conghețiri și unde altundeva decât la postul nostru local, TV Giurgiu. În această seară avem o temă deosebită, dezlobirea romilor, și dacă tot este o temă specială, este normal ca să avem alături de noi, stimați telespectatori și bunii noștri prieteni, un om deosebit, cum noi îl numim comunitatea de romi, omul care vede altfel comunitatea noastră de romi, și este vorba de domnul președinte al Consiliului Județean Giurgiu, domnul Dumitru Bean. Bună seara și bine ați venit, domnul președinte. Mulțumesc pentru invitație. Îmi cer scuze că am refuzat două întâlniri, am avut motive. Eu știu că timpul dumneavoastră este extraordinar de prețios, dar noi respectăm cel mai mult faptul că sunteți alături de noi și nu este important într-un fel sau altul cum... De altfel, dumneavoastră mi-a spus odată când am discutat cu dumneavoastră și am spus să știți de multe ori pe post când v-am invitat, fiindcă mi-a ridicat mingea la fileu, iar dumneavoastră, vă rog să-mi permiteți să mai spun odată cuvintele dumneavoastră, mi-a spus domnul Totila, invită oameni care trebuie să-i promovezi, oameni care poate să arate multe lucruri bune, lasă vedetele pentru altă dată. Așa e. Am recunoscut întotdeauna faptul că sunteți un om direct și de multe ori alții, dacă nu înțeleg cuvintele dumneavoastră, noi le înțelegem. Deci, încă o dată, bună seara și bine ați venit alături de noi. Invitația. Tin să cred că este prima emisiune la care participați etnică. Vă dezamăgesc că am mai fost la domnul Mihăiță Grigore acum vreo câteva luni la o emisiune care trata niște probleme ale administrației. Nu a fost cu tentă sau cu mesaj specific, e prima, într-adevăr. Adevărat. Deci am știut ce spun, da, domnul președinte. Da, și este adevărat, fiindcă noi suntem o emisiune care până la urmă acesta este rostul nostru, din cauza aceasta avem și un titlu conviețuit, fiindcă este cu temă etnică, deoarece avem o pondere mare de romi, de altfel cum cunoașteți și dumneavoastră, și de-a lungul timpului, încă o dată eu vă mulțumesc pentru faptul că cunoașteți această pătură. Mulți o numesc pătură socială, dar nu știu dacă este un termen, fiindcă facem parte din aceeași categorie de oameni. Și dumneavoastră, spre bucuria noastră, cunoașteți comunitatea de romi chiar mai bine decât cel la care ați fost invitat. Am cunosc de mic, să știți, am copilărit în cartierul Bâlciului, am stat în bancă în clasa 3-a, în clasa 4-a am stat cu un alt fost tânăr simpatic, dar în clasa 3-a am stat în bancă cu Nelu Pădure, în prima bancă. Da. Și aveam niște, ne despărțea cale ferată. Aveam mulți cunoscuți între copiii de rom, fiind și eu cumva de aceeași vârstă în perioada, evident, și am amintiri plăcute. N-am rămas nici atunci, nici mai târziu cu ceva păreri partizane despre ce e bine, ce e rău între români și romi. Lucrurile sunt totdeauna nuanțate și e nevoie foarte multă înțelegere doar ca să încercăm să-i ajutăm deopotrivă și pe unii și pe alții. Da, este adevărat, și lucrurile acestea fac diferența întotdeauna între etnii, ca să o spun așa, latura aceasta umană, care dumneavoastră, iată, ați văzut-o deja la comunitatea noastră de rom, și este un lucru apreciat știind notorietatea dumneavoastră ca om politic și faptul că, iată, nu faceți aceste diferențe etnice. Domnule președinte, credeți că comunitatea de romi se poate dezvolta pe plan local? Se poate. Evident că se poate. Acum, noi nu neapărat în cadrul comunității de romi, eu văd că mesajele și cumva strategii gândite pentru a ajuta comunitățile de romi integrează comunitate vulnerabilă, unde romii au un rol determinat și unanim acceptat de o comunitate care trebuie ajutată, susținută din toate punctele de vedere, dar pe lângă care mai apar punctual mici comunități, segmente de populație care sunt afectate de greutățile vieții. Deci se poate, totul pleacă de la informație. Aici, de asta și în discuțiile noastre particulare v-am încurajat, este nevoie de foarte, foarte multă tenacitate să transmiți informații, să încerci să îi ajuți pe oameni care au acces limitat la informație, să-i ajuți să distingă între ceea ce li se prezintă eronat sau triumfalist sau într-o notă falsă și ceea ce este sincer, necesar și trebuie știut de fiecare dintre ei. După părerea mea, ca în multe, multe alte domenii și iarăși nu consider că avem o comunitate romă cumva inferioară celorlalți. Trebuie tratate lucrurile de o manieră unitară. Este nevoie, în primul rând, de educație. Dacă mă întrebați pe mine, acesta este segmentul unde, ca și în alte, din alte unghiuri privind problema, trebuie insista cel mai mult. Să încercăm să îi convingem pe copiii rom să vină la școală, să rămână la școală, să le asigurăm condițiile acasă pentru a putea susține actul educațional și să învețe bine.
Da, aveți și dreptate și ceea ce spuneți dumneavoastră este un mod cert în comunitățile noastre de romi, unde spre dezamăgirea noastră încă există o pondere, nu atât de mare cum era în trecut, de analfabetism, dar datorită implicării noastre și, bineînțeles, a sprijinului pe care dumneavoastră ni l-ați oferit când am făcut acea solicitare 200 de ghiozdane, vă rog să mă credeți că acele 200 de ghiozdane, domn președinte, a însemnat extraordinar de mult pentru persoanele defavorizate. Este un lucru cert pe care trebuie să-l menționez. La persoane defavorizate, noi nu luăm în calcul doar cetățenii de etnie romă, fiindcă spre surprinderea noastră, chiar și majoritarii au început să vină către noi și să facă astfel de solicitări și să ne aducă la cunoștință statutul dumnealor, fiindcă sărăcia, cum spun eu de multe ori, nu are culoare, nici politică, și nici etnică și, mă rog. Și fiindcă a spus dumneavoastră de cultură, credeți că la noi, de exemplu, în școlile noastre giurgiuvene, ar trebui, unde există, bineînțeles, cartierele cu pondele mare de romi, să se impună ca să existe profesori de limba romanii? Am citit ceva succint informări despre asemenea subiect. În principiu, nu văd de ce ar trebui să nu fie gândit și analizat pozitiv o asemenea solicitare. Eu am învățat la școala 3. Mi-aduc aminte că aveam dintr-o clasă de 30, cred, cel puțin 10 copii din cartierul învecinat, unde erau cei mai mulți copii rom, dar probabil că și acum proporția este cel puțin la fel de însemnată și ca atare, dacă există solicitări mai multe din partea părinților și dacă la nivelul inspectoratului am ceva rezerve, că e întotdeauna tratat cu maximă obiectivitate genul ăsta de solicitări, dar dacă există deschidere, nu văd niciun motiv pentru care n-ar putea să fie introdusă asemenea clase, asemenea ore, poate cu un caracter opțional pentru copiii care și vor să... Atunci doresc, bineînțeles, fiindcă să știți, domnul președinte, că nu există întotdeauna o viziune clară din partea cetățenilor de etnie romă ca să meargă la aceste cursuri. Sunt convins. Da, deci n-ar exista o latură obligatorie, ca să o spun eu așa, la care doar că de multe ori ni s-a dus la cunoștință că s-ar dori, dar nu într-o pondere atât de mare. Dar tind să cred că într-un fel sau altul ar fi necesar să ar impune măcar una din școli să aibă o astfel de clasă ca să putem îndruma acolo. Discutat. Dacă veți facem demersuri în comun la inspectorat, doamna da. Sârbă, sunt convins că va trata cu aplicabilitate problema asta. Eu rămân la părerea că dintre toate școlile s-a închis școala 10. Pe vremuri la școala 10 dincolo de Calea Ferată. Și știu că s-a închis. Cea mai apropiată de zona, cea mai semnată a comunității rome din Giurgiu, rămâne școala 3. Și e acolo un climat, din ce știu eu, profesioniștii sunt convins că s-ar trata cu certitudine și abordare pozitivă solicitarea dumneavoastră. Am înțeles. Domnule președinte, dumneavoastră sunteți un politic, este cunoscută notorietatea dumneavoastră. Cu administrația, locală, publică, haideți cum doriți dumneavoastră să spunem într-un fel sau altul. Dar credeți că politica afectează comunitățile noastre de rom și credeți că se dorește într-un fel sau altul o discriminare cu un alt scop? La toate alegerile... Exact. Acolo am vrut să ajung, dar ați punctat dumneavoastră. Comunitatea romă, dacă a fost organizată, motivată, în fel și chip, a avut o pondere importantă în stabilirea câștigătorului, dar există și foarte multă dezinformare și, din păcate, nu naivitatea, bunele intenții și înțelegerea pe care o manifestă comunitatea romă este exploatată într-un mod nedrept. Deci, ar trebui aici, sigur, să înțelegem că politica ne afectează pe toți, absolut pe toți. Cei care au impresia că, fără să meargă la vot, rămân în afara activității, se înșeală. Pentru că ceea ce reprezintă pentru ei o activitate foarte importantă, poate prioritară, chiar este hotărâtă de oameni pe care sunt convins că în multe, multe situații nici măcar ne-ar aprecia, dar trebuie să și voteze. Deci politică trebuie să facem direct sau indirect. Dacă vrem să ne implicăm, nu recomand decât celor foarte bine pregătiți cu un stomac de fier să facă politică, dar politică trebuie să facem și privind, și analizând, și făcând poate mici diferențieri între prestații, între propuneri, între proiecte, fie ele că sunt sau nu finalizate. Așadar, recomand și concetățenilor dumneavoastră să
nu schimbe canalul când aud o temă importantă în dezbatere despre administrație, despre politică, pentru că s-ar putea imediat sau într-un viitor apropiat să fie vizați într-un mod pozitiv, evident, de rezultatele unei asemenea activități. Da, aveți dreptate și sunt multe lucruri care trebuie menționate, numai că timpul nu ne permite, dar sunt sigur că de-a lungul timpului, când dumneavoastră veți avea mandatul, ne veți ajuta să înțelegem mult mai bine acest mecanism, care de multe ori parcă se întoarce împotriva noastră, are efectul acela de bumerang, fiindcă da, întotdeauna când încercăm să mergem într-un sens bun, cineva vine și ne critică și ne și lovește, mă înțelegeți? Cum spune noi, ne dă la joale, domnule. Nu trebuie să vă lăsați influențați. Nu ne vom lăsa în mod sigur și chiar dumneavoastră ați văzut lucrul acesta, că suntem vehemenți în a încerca să îndreptăm într-o direcție bună comunitatea de romă și a arăta majoritarilor că nu suntem chiar atât de stigmatizați cum ar crede unii. Nu. Aș refuza să continui, să vă las să continuați discursul fără a face această pauză și mențiune. Eu n-am mai auzit de foarte, foarte mulți ani vreo persoană majoritară sau cum vreți să-i spunem, vorbim de rău o etnie, o comunitate, da, o zonă a orașului, indiferent de cine ar fi locuit. Nu. Au fost niște vremuri de genul ăsta. Nu spun că s-au rupt niște obișnuințe discutabile odată cu Revoluția. Au continuat și după aceea. Dar, repet, problemele acum au devenit atât de comune pentru absolut toți giugiuvenii, încât nu stă nimeni să mai facă o diferență între cine spune, cine este vizat, cine este afectat. De ajutat, trebuie ajutat, cum am spus, o parte a comunității, pentru că termenul ăsta de pătură parcă nu este cel mai potrivit. Și iarăși sunt și programe, sunt și preocupări, nu toate foarte eficiente, dar încercăm să le avem măcar în atenție și să găsim modalități de aplicabilitate. Și mai este o parte, la fel de reprezentativă, de oameni realizați, care sunt și la dumneavoastră, sunt și la noi, și care practic n-au nevoie de niciun ajutor, doar să-și plătească taxe, impozite, ca să avem noi administrația din ce să cheltuim pentru funcționare și dezvoltare. Da, fiindcă iată, un telespectator ne spune, vă rugăm să-i spuneți domnului președinte dacă va reveni asupra deciziei de a face acea clădire în care să fie instituționalizați, cred că a vrut să spună, persoanele nevoiașe și cele care suferă. Adică, tind să cred că face referire la acel proiect pe care dumneavoastră l-ați inițiat, acel proiect extraordinar de benefic pentru persoanele nevoiașe și cele care suferă de multe boli cronice și care ați primit un refuz care pe noi, comunitatea de romi, ne-a indignat datorită unor aplauze. Veți mai reveni asupra acelui proiect, domnul președinte? Păi am revenit și a și trecut. Da. Vă mulțumim. Deci... Da, a fost o rătăcire și eu am o părere bună despre toți consilierii și sunt convins că, cu niște mici excepții, sunt mânați de foarte bune intenții. Așadar, am închis incidentul. Eu nici n-am fost la ședința aceea, dar am reluat proiectul și el a trecut. Sunt foarte multe proiecte care au această componentă specifică, anume de a ajuta cei mai nedreptățiți, cei mai ghinioniști, cei mai puțin ajutați de soartă, locuitoria județului Giurgiu, și acest proiect este unul dintre ele, un centru unde să fie tratați în primul rând copiii cu afecțiuni în spectrul autist, copiii care au deficiențe locomotorii. Există specialiști și există deja verificat, confirmat că interacțiunea între copil și cal, vorbind de hipoterapie, da, 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 în sensul ăsta, este benefică și chiar dacă rezultatele pe această categorie de afecțiune este destul, presupune o evoluție, un progres, o îmbunătățire destul de lentă, este foarte recomandată și încercăm și noi să creăm la Giurgiu. Cred că mai sunt doar 3 sau 4 asemenea centre în toată țara. Să creăm un centru unde să oferim asemenea tratament. Sperăm să îi dăm drumul undeva în a doua jumătate a anului. Este o investiție pe care o vom implementa împreună cu colegii de la Consiliul Județean Ilfov, care sunt mai bogați ca noi, și l-am convins pe domnul președinte PNL Tuma Hubert să contribuie din anul cu 80% din valoarea investiției, noi fiind mai micuți contribuim cu diferența de 20%. Aveți dreptate. Oricum, atunci, în cazul acesta, nu-mi revine decât deosebită cinste de a vă felicita și de, iată, a vede și telespectatorii noștri că, până la urmă, proiectul acesta, care era și este foarte important pentru tot segmentul acesta care are nevoie de el, a dus la finalitate și
oameni buni, totul este ok. Eu v-aș gratula cu o apreciere sinceră și ușor invidioasă, pentru că eu am căutat și n-am găsit o soluție în direcția asta, pentru faptul că aveți o colaborare cu acel depozit care livrează alimente, bancă de alimente. Am căutat finanțare pentru un asemenea proiect să-l implementăm în Giurgiu, n-am găsit până acum. Și v-am rugat și vă rog încă o dată dacă cei de acolo consideră că ar putea să deschidă o filială în Giurgiu care să vizeze o colaborare directă cu supermarketurile aflate pe teritoriul administrativ al județului, cred că ar fi foarte important. Dar și în condițiile în care nu se va realiza acest lucru, sincer vă felicit că i-ați convins pe cei de acolo și dacă aveți deja o colaborare cimentată, să spun așa, înseamnă că ați și fost la înălțimea așteptărilor, pentru că în genul ăsta de afaceri și de activități se lucrează cu foarte multă rigurozitate. Dacă i-ați convins și vă dau periodic alimente și alte bunuri pentru cei mai săraci dintre giurgiuveni sau cu cei cu cele mai mari nevoi, meritați felicitat. Vă mulțumesc din tot sufletul și lucrul acesta, domnul președinte, eu cu echipa mea și o cunoaște și dumneavoastră în mare parte, dorim să facem acest lucru pentru a arăta că noi, comunitățile de romi, nu venim doar să cerem. De altfel, există posibilitatea ca în anii trecuți oficialitățile orașului să fie așa, cu o mică lehamite, ca să spun eu așa, fiindcă tot timpul dăm. Și este adevărat, să știți, că de multe ori eram de neînțeles, fiindcă noi nu doream să ne acomodăm cu faptul că nu tot timpul primești ce ai și trebuie să aștepți. Așa. Dar noi încercăm să facem acest lucru și în primul rând, încă o dată, și eu trebuie să vă mulțumesc din tot sufletul, fiindcă înțelegeți comunitatea noastră de romi. Nu pe mine, Marius Totila, și comunitatea noastră de romi. Ne întreabă un domnul președinte, ne spune: bună seara, unde sunt acești specialiști pentru persoanele cu deficiențe la care vă referiți, gen hipoterapie și alte situații de acest gen? Păi o să vină când o să fie construcția gata. Pot să-i dau un nume distinsului telespectator. Doamna Anca Nicoleta Bâlbă este medic și psiholog și predă la profesor la un centru universitar din București. Are deja un asemenea centru care funcționează de foarte mult timp în București, undeva în nordul Bucureștiului, și cred că sunt cel puțin 8 ani de când o rog insistent să vină să deschidă un punct de lucru măcar și în județul Giurgiu. Acum, dacă avem această oportunitate, într-o conjunctură favorabilă nouă, am convins-o și va veni să lucreze în Giurgiu cea mai mare parte a programului domniei sale. Deci Anca Nicoleta Bâlbă este un reputat specialist acreditat de Asociația Americană de Hipoterapie, unul dintre foarte puțini cu acest titlu. Deci aducem specialiști, o să-i vedeți la momentul potrivit. Deocamdată căutăm constructor să ridicăm construcția, spațiile necesare, și după aceea o să aducem și specialiști, dar o să vedeți că vom miza și pe voluntari. Voluntariatul reprezintă, după părerea mea, într-un județ cu resurse limitate, cum este Giurgiu, o oportunitate și o șansă să implicăm tineri, inclusiv din comunitatea dumneavoastră, dacă vor fi interesați, pentru că este nevoie și aici, și veți vedea, dezvoltăm un centru pentru localizarea și îngrijirea animalelor pe 2 hectare la Slobozia și acolo, și mai sunt alte proiecte pe care încercăm să le dezvoltăm și să le facem extrem de funcționale, deschise comunității, prin intermediul unor voluntari, tineri sau mai puțin tineri, care vor să ajute și care vor să promoveze principii de viață, activități sănătoase care trebuie multiplicate și care trebuie să ajungă la cât mai mult dintre giurgiuveni. Deci noi, comunitatea de romi, în mod sigur vă anunțăm de acum că vom participa ca voluntari. Dar mizez pe dumneavoastră. În mod sigur, domnul președinte, și cu toată bucuria vom fi alături de aceste acțiuni, fiindcă sunt benefice comunităților noastre de romi și nu numai. Fiindcă până la urmă aveți dreptate, dacă nu am face și noi voluntariat, și revin la ce am spus un pic mai devreme, doar am cere, orice sac are un fund până la urmă și nu este normal. Trebuie să ne mai aducem și noi aportul nostru. Da, nu mai este că ne spunem cât timp va fi. Deci veți vedea când va fi gata clădirea, dar este o certitudine că deja este trecut și se lucrează. Da, lucrăm la proiect, lucrăm la obținerea autorizației de construire, o să facem licitație, evident. Eu dau așa un termen orientativ, undeva luna iulie, cel târziu august,
centrul va fi deschis. Deci, iată, deja un domn ne spune, vreau să particip ca voluntar. Bravo. Nu sunt tânăr, am 50 de ani. Dar și eu merg ca voluntar și am un pic mai mult de 50. Deci, este o idee destul de bună, domnul președinte, și deja oamenii spun părere. Oamenii participă ca voluntari la activitățile de protecție a mediului. Sunt destui giurgiuveni care merg, destui vor să rămână și anonim. Dar aici urcăm pe un alt palier, mai profesionist și cumva un pic calificat. Dar sunt convins că vor fi persoane care vor dori. Vă dați seama, trec la celălalt exemplu, dezvoltăm pe 2 hectare un centru pentru cazare animalelor maltratate, în primul rând, Corpul Județean are de anul trecut responsabilități legale în sensul ăsta, dar acolo, pe lângă spații de cazare, o să avem o sală de operație, zone unde sunt păstrați câini, pisici, orice fel de animale care sunt supuse unor tratamente medicale, în convalescență, cum se spune, zone de antrenament, zone de vizitare, spații verzi, zone de relaxare, pentru că vrem să reușim să îmbunătățim, deși ea există și este deja vizibilă, comuniunea asta între animale și oameni. Există părți bune și părți rele în fiecare dintre noi, toți avem calități și defecte. Dar dacă mizăm foarte mult pe calități, o să vedeți, defectele se vor estompa și ne va fi un pic mai bine fiecare dintre noi și să colaborăm unii cu alții și să ne apreciem și să avem rezultate mai bune împreună. Iată, domn președinte, cred că am făcut o gafă, spun eu în ghilimele. Am vorbit despre voluntariat și deja foarte multe persoane ne spun și eu vreau voluntar. Trebuie să ne punem cerere undeva. E arma mea secretă, voluntariatul în județul. Deci rămâne cu domnul președinte la discuție. La Consiliul Județean, dincolo de faptul că am audiențe în fiecare săptămână între 11 și 13 și mi le țin personal, am câțiva colegi și colege consilieri care mă ajută să țin legătura cu toți cei care ne adresează întrebări, petiții sau ne transmit probleme. Așa că ținem legătura și o să găsiți pe site-ul Consiliului Județean informații la zi despre aceste activități și despre nevoile asupra cărora vrem să punem umărul și să le îndreptăm sau să le rezolvăm. În mod sigur vom fi atenți pe toate lucrurile acestea care vor veni din partea Consiliului Județean, deoarece oamenii ne vor presa cu întrebări și logic, vor trebui să le dăm răspunsul, domnul președinte. Domnul președinte, cum am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta, este cunoscut că dumneavoastră aveți o afinitate pentru comunitatea noastră de romi. Sunt sigur că... Dacă s-a gândit lui Pădurea un an de zile, m-am învățat. Voi zgândări pe mulți acum care... știți, primesc multe mesaje și în legătură cu dumneavoastră, dar încerc să le explic tuturor, chiar dacă pierd foarte mult timp, că această afinitate care o am pentru omul Dumitru Beanu este pentru faptul că vede comunitatea noastră și nu am această afinitate pentru culoare politică sau pentru funcție. Am spus-o tot timpul și o voi spune și vă rog să mă credeți că o spun din tot sufletul, fiindcă această afinitate când o ai pentru cineva, o ai cu sufletul. În momentul când apare interesul, vă rog să mă credeți că celălalt o va vede, în mod sigur. Și atunci vei fi taxat cum nu te aștepți. Și atunci ar vor fi multe persoane care vor invoca fel și fel de motive. Dar este cunoscut, cum a spus, și datorită faptului că ați crescut în cartierul nostru de romi, dar credeți că oamenii acum, cel puțin de etnie romă, încearcă să aibă încredere? De exemplu, acum trebuie să spun, exemplu cel mai bun sunteți dumneavoastră, deoarece îi ascultați? Credeți că politicului a lipsit în trecut faptul că nu-i asculta, domnul președinte? În trecut multe greșeli s-au făcut și au fost vizate și persoane și comunități și unități administrative teritoriale întregi. Dacă să analizăm trecutul, este apanajul unor oameni specializați și pe noi ne ajută poate doar la nivel de concluzii, dar pentru prezent și viitor eu sunt convins că lucrurile nu pot să meargă într-o direcție bună. Pot să mă duc la ora asta în orice cartier, nu mă feresc să stau de vorbă cu nimeni, n-am nicio teamă să merg și pe străzi mai puțin luminate, indiferent ce vecini mai zgomotoși sau mai puțin zgomotoși sunt pe acolo. Și atitudinea mea nu e una nici pe departe lăudabilă, este proprie foarte multor giurgiuveni. Nici n-am mai auzit, am avut o discuție recent cu șeful poliției, inspectorul general nou, și mi-a confirmat și destul că Giurgiu stă destul de bine, venind din București, unde există altă efervescență, inclusiv la nivel infracțional.
Da, în Giurgiu, problemele cele mai mari sunt legate de consum de droguri și asta n-are nicio legătură cu comunitatea romă. În rest, toate infracțiunile sunt la o cotă mică sau, să zicem, rezonabil. Deci nu avem noi probleme. Și de aici pleacă discuțiile și a fost asăzut recent acea crimă făptuită la Bolintin Vale. A fost o excepție, o conjunctură nefericită, un cumul de factori care au generat acest lucru. Sperăm că am învățat toți și au învățat în primul cei care trebuie să monitorizeze activitatea unor elemente, să spun, periferice ale comunității. Dar în rest nu sunt probleme și nu cred că se gândește cineva. Problemele sunt de altă natură. Problemele economice sunt cele mai importante. Problemele de viitor în privința copiilor care ne interesează pe toți. Sunt multe alte zone și dacă trecem de la persoana mea să dau un exemplu la îndemână, astăzi am fost cu doamna Nelly Tudor, care este președintele Asociației Copiilor cu Handicap Locomotor din județul Giurgiu, la Casa Daniela. Am mers cu 3 sacoșe și 2 pizza de câte un metru, nu știu de unde l-a luat, un metru pătrat, la un tânăr de etnie romă, care este... care stă în acea casă și este rezident acolo și știa la cine merge, a fost foarte încântată, nici nu l-am găsit, l-am așteptat o jumătate de oră să vină din provincie, dintr-o localitate de lângă Giurgiu. Deci sunt oameni care n-au niciun fel de reținere să ajute tineri sau persoane cu probleme din comunitatea romă și sunt convins că și reciproca este astfel de valabilă. Sunt destui membri ai comunității dumneavoastră, cu posibilități sau cu un suflet mai mare, care la rândul lor ajută giurgiuveni fără să țină cont neapărat că sunt sau nu apropiat sau cumva cu aceleași mod de a vedea lucrurile. Deci credeți că din cauza aceasta... Mai fac o precizare, vă rog frumos. Am promovat și, dacă mi-a dat ocazia acum, mai fac o completare. Avem în continuare această preocupare să observăm zilele de naștere a tuturor copiilor din sistemul rezidențial din cadrul de GASPC. Copii, adulți, o să extindem în județul Giurgiu, unde avem și câteva centre pentru persoane vârstnice, în Giurgiu, în municipiu nu este niciunul, și reușim destul de greu. Astăzi am fost, spuneam cu doamna Nelly Tudor, la un tânăr, Costache, spuneau colegii, Adrian, am înțeles că era numele lui din cartea de identitate, și îi rog pe giurgiuveniale și dacă vor să mai ajute, am întâlnit acolo o fetiță, Steluța, care era foarte supărată că a fost acolo o săptămână ziua de naștere și nu a fost sărită. Nu s-a nimerit să vină cineva să îi aducă și ei un tort. Am fost cu o colegă, cu unul dintre consilierii mei și i-am pus bani și am cumpărat o pereche de cercei, că asta își dorea, asta și-ar fi dorit dacă ar fi întrebat-o cineva de ziua ei. Mai reparăm din aceste mici erori, să spun așa, nu neapărat organizatorice, de sincronizare între ce putem noi face și ce ne ajută comunitatea, dar revin. Avem această posibilitate, toți cei care au un plus de bunăvoință, de suflet cald, de posibilități materiale, să parcurgă pe site-ul Consiliului Județean acea listă care este actualizată săptămânal, cred, cu datele de naștere ale copiilor sau adulților care urmează să-și serbeze ziua și cu 70, 80, 100 de lei un tort faci ziua fericită unui tânăr sau unui adult care are foarte puține zile fericite, vă rog să mă credeți. Pentru mine este una dintre cele mai bune modalități de a mă încărca cu energie pozitivă, să merg într-o asemenea casă sau într-un centru, să discut sau măcar să aud vorbind oameni care altfel sunt foarte, sau mult mai puțin decât ar trebui, introduși în comunitate, consultați, întrebați, ajutat să socializeze. E trist și prin asemenea mici eforturi putem îndrepta o situație care sigur nu ne-am dorit să ne privească pe noi personal sau pe apropiații noștri. Este adevărat ce spuneți și am participat și noi la câteva acțiuni alături de dumneavoastră la aceste centre și am văzut în primul rând bucuria cu care dumneavoastră ați intrat acolo. A fost împreună cu dumneavoastră la cel privat de acolo din zona de nord, dar eu n-am greșit, centre ale Direcției Generale de Asistență Socială pentru persoane vârstnice sunt localizate în provincie, în municipiul niciunul. Vă rog, Să știți că luni noi vom face lucrul acesta, vom veni să discutăm cu dumneavoastră pentru, bineînțeles, a forma o echipă care noi să venim și noi în sprijinul acestor lucruri deosebite pe care le faceți dumneavoastră. Și spuneam un pic mai devreme că
am participat alături de dumneavoastră la aceste acțiuni și am văzut faptul cum ați intrat în acele centre, adică mulți vor zice acum știți că fac chestia aia cu periatul, dar am văzut bucuria cu care intrați acolo și culmea, spre bucuria mea, am rămas surprins, plăcut și eu și echipa noastră, faptul că acei copilași vă cunoșteau. N-a mai fost. Da, deci nu era o chestie care să rămână așa în pragul ușii să zică cine e nenea. Și chiar socializau extraordinar de bun, de bine cu dumneavoastră, ba chiar la un moment dat. Colegii mei îmi spuneau, când dumneavoastră ați făcut o remarcă, aștept și eu tortul, că vreau și o felie. Și mă întrebau, chiar domn președinte o să stea să servească? Bineînțeles, vedeți că... Da. Dar nu, vom da și noi curs acestor lucruri care trebuie să le facem, fiindcă, cum am spus un pic mai devreme, trebuie să facem și lucruri din suflet, voluntariat și fără ca să ne gândim ce primim, fiindcă am primit și primim viață și sănătate de la bunul Dumnezeu. Acum trebuie să oferim și noi din puținul nostru sau din ce putem face. Foarte frumos, așa e. Ne vin destul de multe mesaje și le mulțumim pe această cale telespectatorilor noștri pentru faptul că sunt alături de noi și am un mesaj de la domnul Gheorghe Tudor, nu știu dacă aveți idee, fiul dumnealui este Marius Tudor, care este consilier superior la Bruxelles. Da. Și de astăzi m-a rugat domnul Totila, voi adresa și eu o întrebare domnului președinte și îmi spune în felul următor. Bună seara, domnule președinte Dumitru Beanu. Pe pagina sa de Facebook, domnul Marius Totila a scris că pe 16 februarie, azi un transport de lemne și a ajuns în zona Obor. Pe scurt, să nu uit, cred că în jur de 200-230 de familii au primit material lemnos de linie romă, dar și majoritatea, logic, din partea domnului președinte Dumitru Beanu. Să, și fără să luăm buget de la de 3,5 miliarde, cum a luat Partida Romilor Juniori, să se înțeleagă că cei 3,5 miliarde au fost de la Consiliul Județean. Aș vrea să-mi spuneți care este adevărul. Probabil aș fi remarcat. Încerc să mă delimitez de mandatul anterior. Din rațiuni, să spunem, de bună colaborare și de înțelegere pentru o perioadă pe care, dacă n-am urmărit-o cu foarte multă asiduitate, nici nu cred că are rost să o comentez eu foarte mult. Sunt niște reminiscențe, niște probleme pe care le-am constatat și asupra cărora n-am făcut eu foarte mare vâlvă. E adevărat că au și fost niște, și sunt încă niște discuții aprinse printre colegii din Consiliul Județean legate de niște sume care s-au acordat cu prea mare generozitate și unor persoane fizice și unor ONG-uri sau formațiuni politice care au cerut, dar, repet, pentru mine important este să încercăm să construim, să colaborăm. Dacă sunt asemenea deficiențe, e posibil să fie și niște probleme care încalcă spațiul legal, e datoria altora care sunt și plătiți și mai bine pregătiți ca să descălcească genul ăsta de probleme și să ia măsurile care se impun. Eu vreau să îi asigur pe toți cei care vor și pot să contribuie la o activitate mai bună decât este în prezent în Consiliul Județean, că o pot face și ne pot ajuta inclusiv cei care ne critică. Ne pot ajuta și cei care ne dau sfaturi mai bune decât găsim noi și ne pot ajuta și oameni de genul interlocutorul noastră care urmăresc activitatea noastră și atunci când consideră ceva aduc la cunoștință și nouă și celor interesați. Fiindcă astăzi în discuția pe care am avut-o cu domnul Gheorghe Tudor, domnia sa a crezut că din banii pe care i-a primit un reprezentant al romilor, acest material lemnos ar fi fost achiziționat de către domnia sa. I-am făcut precizarea că nu a fost din banii care s-au alocat, au avut altă destinație, bineînțeles doar de dumnealui știută și de o instituție la care noi am făcut o petiție pentru a primi un răspuns cert. Și dumnealui vroia în mod cert să audă că, într-un fel sau altul, părerea dumneavoastră este că ajutați aceste persoane defavorizate, da, fără să aveți nicio legătură cu
banii pe care i-a primit altcineva. Nu, 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 exclus. Da, asta aia i-am spus și eu dumnealui și a înțeles-o și dumnealui acum din relatarea dumneavoastră, fiindcă, domn președinte, sunt mulți oameni care își pun întrebare, nu de ce ar fi primit într-un fel sau altul atât de repede și atât de ușor, mai bine zis, acele sume. Și de ce nu s-au direcționat în cartierele noastre, fiindcă acum trebuie să vă spun dumneavoastră, știți că de multe ori în cartierele noastre se termină asfaltul. Toaletele, sau mai bine zis, WC-urile clasice, sunt tot acolo, în fundul curții. Și mulți sunt consternați că de ce nu s-au făcut ceva pentru aceste persoane care chiar suferă, domnul președinte. Dacă vorbim de comunități din mediul rural, exact. Acolo lucrurile, într-adevăr, într-o situație care n-are cum să mulțumească pe cineva și trebuie făcute mari eforturi. Sigur că discuțiile pot fi interpretate sau direcționate în toate direcțiile care sunt cumva reprezentative sau interesante pentru comunitatea romă. Cert este că, din păcate, dincolo de retorică, dincolo de ce se spune la televizor și în campanii electorale și înainte de alegeri în cea mai mare situație, în cea mai parte a cazurilor cu aceste situații pe lista de priorități, comunitatea romă a fost tratată întotdeauna ca fiind cumva în rezervă. Nu neapărat de valoare umană inferioară, dar cumva în rezervă. Acolo s-a mizat întotdeauna pe o abordare care să nu țină cont de nevoile exclusive și care sunt atât de prețioase, vorbim de infrastructură, de condiții de viață. S-a gândit și poate prea des au și existat rezultate care au tratat niște nevoi de moment sau niște avantaje create unor personalități ale comunității, unor oameni mai vocali care la rândul lor probabil de bună credință și amăgiți cu vorbe sau cu alte asemenea instrumente, au acceptat să ajute și să contribuie la succese care nu s-au repercutat niciun fel în nivelul de trai al comunității. Sunt multe de făcut. Eu sunt, părinții mei, de fapt, sunt din Izvorul, comuna Gogoșari, Izvorul fostul sat Cacaleți. Și acolo e o comunitate de romi. Da, și îi știu pe mulți din vedere sau cel puțin mă salut cu toți cu care mă întâlnesc pe acolo, chiar că îi cunosc, că nu, pentru că așa e frumos la țară și în oraș. Dar este unul dintre satele reprezentative, cum spuneți, fără infrastructură, fără canalizare, fără gaze naturale, cu o rețea de curent electric reabilitată de ceva vreme, dar care foarte mulți ani a creat probleme. N-ai cum să mulțumești o comunitate cu asemenea condiții de viață și au dreptul lor, fără niciun fel de tăgadă, să fie supărați cam pe oricine, cred, de cuvință. Că putem face mai mult de acum încolo, este adevărat, nu este neapărat o prioritate pentru mine satul Izvorul și mai degrabă decât pentru mine primarii acestei comune și al tuturor comunelor unde sunt comunități rome, sunt cei care au acest rol important să vină, să ceară, să prezinte care sunt problemele și împreună cu toate programele de finanțare pe care le avem disponibile din buget național, din împrumuturi de la fonduri europene, eu cred că încet încet vom rezolva aceste deficiențe, altfel, repet, care n-ar fi trebuit să existe în secolul 21. Da, este adevărat și vă mulțumim pentru lămuriri și mai este un proiect al dumneavoastră la care iar a spus suflet, este cel legat cu școala de meserii. Chiar vă invit să-l studiați, da. Pentru că se adresează fără niciun fel de diferențiere copiilor de orice etnie, cu orice nivel de pregătire, cu orice proiect de viață, cu orice vis, dacă vreți. Este un proiect la care țin foarte mult, pe care îl împart sau, mă rog, l-am repartizat colegii mele, doamna vicepreședinte, Ela Mihalcea, pentru că sunt foarte multe de făcut și încercăm să ne suplinim, eu, domnia sa și domnul vicepreședinte Cristian Anculescu. E o noutate în peisajul giurgiuvean, faptul că o instituție de top consiliu de țean se implică într-un asemenea proiect, dar nu este nici pe departe o noutate la nivel național. Toate județele din Ardeal, de dincolo de Arcul Carpaților, mizează foarte mult pe învățământ profesional, pe o meserie în detrimentul unui proiect de a sta la un birou și de a completa doar hârtii,
Pentru că meseriile la ora actuală în România sunt mult mai bine plătite, oferă mult mai multă stabilitate, da, celui care prestează și deci toate avantajele unei vieți împlinite și liniștite. Trebuie doar să scăpăm de această idee care a fost promovată foarte mulți ani și care a creat, a produs foarte multe victime, cu ghilimele de rigoare, anume că al meu copil trebuie să meargă musai la facultate, să nu stea în soare, să nu-și dea cu ciocanul peste degete sau mă știu eu ce. Sunt niște abordări care nu sunt sub nicio formă de condamnat pentru un părinte. Dar România oricum este pe locul întâi în Uniunea Europeană la număr de bugetari proporțional cu numărul total al locuitorilor. Va exista o contracție, pentru că e foarte greu de susținut financiar. Vor veni angrei, se discutea despre o posibilă criză economică. Aici lucrurile vor merge poate mai rău. Și dacă ai lucrezi într-o instituție publică care va suporta niște reduceri de personal din motive obiective, pentru că nu mai sunt bani să fie plătiți, în zona cealaltă a meserilor bine plătite, va fi întotdeauna nevoie de oameni mai mult, nici vorbă să fie cineva dat afară, sau dacă va fi dat afară de undeva, poate va fi un avantaj pentru el că va găsi într-un alt loc un serviciu mai bun și mai bine plătit. Nu mai spun de avantajele unor joburi afară, unor locuri de muncă afară, unde pentru foarte multe meserii salariile sunt de mii și mii de euro. Vorbim de mecanici agricoli, mecanici de întreținere, mecanici de utilaje agricole, mecanici de utilaje de drumuri, sudori. Sunt foarte, foarte multe domenii de activitate cu activități în aer liber sau într-un spațiu, într-o incintă cu aer condiționat, cum sunt acum cabinele utilajelor, unde ai toate condițiile de la birou, dau salariu mult mai mare și, repet, ai parte și de respect, ai parte și de stabilitate, poți să-ți faci un plan pe termen lung, să-ți iei un credit pentru o casă, să-ți găsești o mândruță dacă ești băiat sau un băiat dacă ești fată și să te lauzi cu meseria ta și să convingi că viața poate fi fericită dacă o gândești dintr-o asemenea perspectivă. Dar există posibilitatea, domnul președinte, dacă mulți vor adera pentru aceste școli de meserii ca să-și găsească locuri de muncă pe plan local, fiindcă... Categoric. Aici este, până la urmă, cel mai mare interes, să rămână pe plan local. Nu, nici nu mi-închipui că un tânăr care traversează parcurge această școală profesională de 3 ani și este ajutat, primește de la stat 200 de lei, primește de la consul de țean încă 200. Sunt firme care finanțează și măresc acest quantum al bursei lunare. Le oferim o masă caldă. Dacă e nevoie, le oferim și cazare, dacă sunt din comune limitrofe municipiului Giurgiu. Deschidem acum un proiect ca să cumpărăm un număr cât mai mare de microbuze electrice și încercăm să asigurăm și navetă gratuită pentru copiii care vin la învățământ profesional la Ion Bălănescu și la Ion Barbu. Așa că avantaje sunt de prima zi, dar vă repet, după acești 3 ani de școală, cei care pun un pic de suflet și folosesc abilitățile și mintea ca să învețe și practic și teoretic cunoștințele care să le sunt predate de lectori, categoric vor avea un viitor și vor mulțumi tuturor celor care i-au ajutat să obțină această diplomă, această calificare și o meserie care, repet, nu se pune problema să nu fie respectată și retribuită pe măsura dexterității și abilităților celui care prestează. Aveți dreptate și să știți că la noi în comunitățile de romi a avea un loc de muncă nu mai reprezintă, să spun eu, cu ghilimele de rigoare, o rușine sau să se îndepărteze de acel loc. Și este foarte interesant, domnule președinte, ca să existe locuri de muncă, fiindcă eu, cum am spus de foarte mult timp și i-am spus și domnului primar, noi nu ne dorim să avem un stigmat de asistat social. Nu ne dorim acest lucru, fiindcă nu-l mai dorim, ce să mai. Și ca să vedeți dumneavoastră ce meserii de-a lungul timpului au fost adăugate comunităților de romi, vom urmări împreună materialul. Regia, rog și eu material.
Știi cum a zis domnul președinte, meserile care nouă nu ne-au fost rușine cu ele și este adevărat, ne-au făcut cinste, fiindcă... Să știți că multe sunt la limita artei. Da, fiindcă bunii noștri de acolo ne-au crescut pe noi. De acolo ne-am primit într-un fel sau altul cultura și să știți că eu nu m-am ferit niciodată pentru ceea ce sunt acum și mulțumesc părinților mei care într-un fel sau altul nu mi-este rușine cu statutul care l-au avut, fiindcă mama mea, știți, vindea semințe. Și nu mi-este rușine deloc, vă dau cuvântul meu, domn, nu mi-este, fiindcă... Dar se consumau pe vremea unei statea bunătății. Țin minte, mergeam, mama fiind mic, mă lua de mână la Cinema București, mai ales când erau filmele indiene, atunci mâncam super bine, de adevărat emoție, vă spun. Da. Fiindcă vindea tot coșul, fără absolut nicio problemă. Dar de acolo m-au educat domnul președinte. Și în momentul când am intrat la liceu, am rugat-o pe mama mea să nu mai vândă, să nu mă facă de rușine. Fiind la liceul de marină, aveam o altă ținută pe timpul acela și mi-era drag de ea. Și mama mea a înțeles. Și s-a angajat la Dunăreana în perioada aceea și mulți am făcut lucrurile acestea și nu ne este rușine cu meserile tradiționale ale noastre. Ce să fie. Eu sunt convins că s-a și transmis abilitatea asta, sau abilitățile, o paletă largă de abilități practice și copiii ar putea să fie extraordinar de buni în multe, multe meserii și recomand încă o dată, gândiți acest viitor, această perspectivă a unei meserii bine plătite, pentru că toți investitorii care vin în județul Giurgiu întreabă de două lucruri, două domenii, infrastructură, de viteză, de calitate, de dimensiuni mari și forță de muncă bine pregătită. Ori aici noi trebuie să ne străduim să fim la înălțimea așteptărilor și să producem atâția copii tineri pregătiți și bine calificați cum vor cei care vin să deschidă capacitatea de producție sau de servicii în județul Giurgiu. Viitorul e asigurat din punctul ăsta de vedere. Noi vă mulțumim și trebuie să citesc un singur mesaj cel puțin. Este cel de la o persoană care a primit materialul lemnos din partea Consiliului Județean din zona Obor. Da, sunt sigur că au meritat domnul președinte, fiindcă au fost numai persoane care au avut nevoie. S-a făcut o verificare, s-au făcut niște liste, au fost făcute valori, deci nu s-au dat în acest. Să vă dea Dumnezeu putere de muncă, domnule președinte Bea. Mulțumesc, am nevoie, pentru că vreau să fac multe și stau pro și cu concediile, cel puțin până la momentul ăsta n-am avut un concediu și nici nu-mi permit, dar nu mă plâng. Îmi place atât de mult administrația, încât, repet, mulțumesc tuturor, indiferent că sunt de acord cu ce facem, ne aplaudă, dar și cei care ne critică sau pot să ne dea sfaturi bune sunt la fel de apreciat și mă bucur foarte mult când am posibilitatea să comunic prin intermediul dumneavoastră celor care reprezentați Presa Giurgiuveană sau în alte condiții posibile, pentru că giurgiuvenii sunt oameni inteligenți și mi-aduc aminte că în 2012, când am candidat independent după aceea nebunie cu schimbările, am avut un scor foarte, foarte mare și o susținere extrem de mare și în municipiu și în județ. Ori, pentru acel moment, 2012, eu rămân dator toată viața comunității giurgiuvene și asigur că sunt foarte mulți oameni de bună calitate și între colegii mei din Consiliul Județean și în celelalte instituții și printre colaboratorii noștri, împreună cu care putem găsi probleme, putem găsi soluții și putem face fericismul giurgiuvene. Eu nu rămâne, domnul președinte, decât să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi la o emisiune etnică, Conviețuiri, și mizăm pe faptul că veți fi mereu alături de comunitatea noastră de rom și am să fac o promisiune chiar dacă o să deranjez pe mulți și chiar nu mai contează. Vă promit că și noi, comunitatea de rom, vom fi mereu alături de dumneavoastră. Da, mulțumesc. Îmi pare extraordinar de bine, stimați telespectatori, că ați fost într-un număr extraordinar de mare alături de emisiunea noastră, dar bineînțeles ați fost în primul rând, fiindcă a fost domnul președinte Beanu și ați venit cu multe întrebări pentru domnia sa și faptul că ați primit răspunsurile cuvenite înseamnă, încă o dată ce v-am spus, că domnia sa este omul care vede comunitatea noastră de romi și fără să țină cont de culoare politică, culoarea care ne definește pe noi. Eu vă mulțumesc încă o dată. La și tu, Maridat, ai dreptul meu del bus, astimus, hai nu mai miștimus moșaua. Seară bună!